Salutare, prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint unde am să montez eu instinctorul, adică suportul, și unde am să-l pun. Am studiat așa puțin portbagajul, am zis să-l bag la roată, dar mi s-a părut că e cam incomod acolo și mai am de băgat și trusa și o trusă mică de scule, și așa că am aruncat o privire prin portbagaj și am ajuns la concluzia să-l pun undeva aici. Aici. Prins de această tablă, și va veni în felul următor, pentru că aici nu mă încurcă cu absolut nimic. Mai ales că este spațiul ăsta mort aici. Chiar dacă bag bagaje sau ceva, chiar nu mă încurcă absolut deloc. Pentru că aici e oala de la roata spate. Acea. Și aici ar veni perfect. Sincer, ori aici, ori în partea asta, dar eu zic că aici. Aici pus fix de această tablă, și pentru asta am nevoie de o bormașină, un burghiu din ăsta mai subțire, nu știu de cât e ăsta. Vă face și voi o mică idee cum, adică în funcție de gaura pe care o aveți la acest suport și în funcție de cu ce îl prindeți. Ori îl prindeți cu șuruburi, eu am să-l prind în nituri, în astea, să vedem dacă funcționează, dacă ține, dacă nu am să-l prind în șuruburi. Așa că să dăm drumul la lucrare. Am să iau un, cum îi zice, din ăsta de însemn cu el. Uite că nu, un pic acum. Un marker. Și am să poziționez suportul pe poziție, cam unde aș vrea eu să-l pun. Aici ar fi perfect. Așa. Și am să semnez cu markerul, dar markerul nu e bun. Trebuie să iau altceva. Are gaura prea mică și capul la marker este prea gros. Am să mă duc să iau ceva de semnat. Gata, am luat un cui și am să zgâri vopseaua. Aici este cu vopsea. Deci îl punem undeva aici. Deci aici am dat un punct. Știi cel mai bine cum am să fac? E poziția cam incomodă. Am să... dau direct cu bormașina. Așa, am dat două puncte. Acum să poziționez bormașina pe burghiu. Așa. Și acum să găurim aici. E poziția cam incomodă la mine aici. Și adăm și aici jos.
Da, Gaurica. Aici sus merge un pic mai greu pentru că e tabla dublă. Da. Tabla dublă și s-a rupt și ăsta. S-a rupt borghiu, așa de bune. Da, uite, a rămas aici în gaur. Deci a răspuns în partea cealaltă, dar s-a rupt în gaură. Nu-i nimic. Sunt burghie de alea, de unic. Acum punem suportul pe gaură, punem și nitul în gaură. Ia să vedem dacă ne merim gaură. E prea mic? Oh, e prea mic. E prea mică gaura, trebuie să mai dau cu alt burghiu. Nu știu, mi s-a părut că burghiul ăsta era bun, da? E prea mic. Mă duc să iau un burghiu mai mare să lărgim găurile. Gata, am lărgit găurile. Acum punem suportul, băgăm nitul în gaură. Așa. După care băgăm unealta asta pe nit. Deci este o poziție nasoală aici, nu știu cum să stau. Îmi scapă asta de mână. Am să intru cu tot un purbagaj. Nu o să mai vedeți de capul meu, cred. Dar cât să mai vezi. De altfel nu am poziție. Nu am poziție cum să strâng asta. Dar am să vă explic după aia. Știți că nu merge cu asta. Pentru că e prea scurt capul ăsta. Capul ăsta e prea scurt și nu pot să prind. Așa pare. E cam scurt. E cam scurt rău de tot. Hai să mai încerc o dată, dar nu prea merge. Hai să mai încerc o dată. Am să fac undeva aici, în partea de jos, să vedem dacă aici prinde. Aici am să prind aici. Jos, da, e poziția urâtă. E poziția asta la soare. Aici am să bag aici. Da, nu merge. Nu merge pentru că e scurt nitul. Pentru asta trebuie să dau bancheta jos și să-l prind în șurubul. Eu tot am încercat să pun cu pocnituri ca să nu mai dau bancheta jos, dar am să dau bancheta jos. Altfel nu am cum să-l pun.
Gata, prieteni, am dat bancheta jos. Așa, și acum trebuie să prindem suportul. Cam așa vine cu bancheta pusă. Șuruburile pe care le-am pus eu la astea au fost puține mai lungi și le-am tăiat cu bonfire-ul. Și cam asta este lucrarea. Cam așa arată. Dacă aveți și voi nevoie și vreți să vă poziționați un astfel de suport pentru un instructor la mașinile voastre, eu zic că este perfect așa cum e acolo, nu mă încurcă cu absolut nimic și dacă dă vreodată o să mă încurce, am să-l dau jos, nu se demontează greu, pentru 10 minute eu zic că merită. Dacă vă place ce am făcut și v-ați făcut și vreți să faceți și voi la fel la Logan sau ce mașini aveți, eu zic că acolo este locul perfect, nu ne încurcă cu absolut nimic, oricum acolo e un loc mort, puteam să-l bag și puțin mai încolo, dar nu mă încurcă cu absolut nimic nici aici. Sper că v-am fost de folos și v-ați făcut o mică idee cum se montează un suport pentru instructor.